Pe 11 decembrie urmează alegeri în România. Niște alegeri foarte importante, ținând cont de faptul că în toată zona, în toată regiunea, au avut loc alegeri cu rezultate mai mult sau mai puțin așteptate. Se pune întrebarea, se vor frauda aceste alegeri? Eu cred că nu. Și vreau să țin seama de faptul că în organizarea alegerilor este implicat un guvern tehnocrat. Vreau să țin cont de faptul că alegerile vor fi supravegheate video. Vreau să țin cont de realitățile comunicării, presă, mass media, electori și oamenii din centrele de votare au însărcinări clare. Ține de noi și de implicarea noastră ca să nu permitem ca să se mai fraudeze vreodată alegerile în România. A doua provocare ar fi prezența la vot. Eu cred în ideea de reprezentativitate și îmi doresc ca să putem spune că cei care ne reprezintă pe majoritatea dintre noi. Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de o prezență la vot de peste 50-60% ca să putem să spunem clar că ei ne reprezintă. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și sunt niște semnale de alarmă care ne spun că va fi o prezență foarte scăzută, poate avem de supus dezbaterii și următoarea idee, să creăm premizele pentru a avea și un vot obligatoriu. Ce ziceți? Ce prezență la vot estimați că va fi în România?